pot mai bine să vorbesc despre libertatea de exprimare decât propunând elevului să citim împreună un articol anume din Constituția României, care vorbește tocmai despre această libertate de exprimare. Decriptez textul non-literar, dar mă duc, fac un pas și spre educația medie. Spune Monica Holasi, profesoară de limba și literatura română la Colegiul Național Liviu Rebreanu din Bistrița, formatoare în cadrul programului de educație media derulat de CJI România. Am discutat cu ea despre cum pot fi integrate noțiuni de educație media la orele de la clasă. Am început de la un cuvânt folosit des în cadrul programului, infuzare. Ce înseamnă infuzarea conceptelor media în lecții? E vorba cumva de încercarea de a face să pătrundă elemente ce țin de literația media într-o disciplină, faci să pătrundă, da, niște competențe care oricum ele există acolo formulate de documentele regulatoare. Care a fost reacția elevilor? Discuțiile i-au făcut pe elevi să fie mult mai receptivi la ceea ce presupune un text clasic sau clasicizat. Monica Holasi spune că aducerea conceptelor de educație media la orele de limba și literatura română este esențială pentru formarea unor generații care să facă față provocărilor într-o lume în care trebuie să știe să decodeze informații, imagini și atitudini. Orele de limba și literatura română au șansa de a permite numai infuzarea elementelor media, ci și deșteptarea unei conștiințe față de adevăr. Disecăm concepte media și le explicăm pe înțelesul tuturor. Sunt Iulia Nori, iar voi sunteți în Laboratorul de Media, un podcast realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Proiectul este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Norsensus Media Forum, Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin granturile SE 2014-2021. Când spui infuzare, te gândești în primul rând parcă la ceai. Ce este această infuzare de concepte media în orele de la școală? Atunci când am auzit cuvântul infuzare, am stat și eu să mă gândesc și chiar la ceai m-a dus cu gândul și Ioana chiar îmi oferea această metaforă a ceaiului în explicația pe care a făcut-o. Apoi am citit o lucrare a domnului Lucian Ciolan care definea infuzarea ca formularea unor competențe sau definirea unor arii tematice care au caracter cross-curricular și au cumva și sunt comune pentru un grup de discipline. Sigur, termenul de infuzare definit de dumnealui așa nu e termenul pe care noi îl folosim, deși are ceva în comun și anume ideea asta de cross-curricularitate. Dacă ies să mă gândesc la infuzarea strictă a unui curriculum cu elemente de educație media, e vorba cumva de încercarea de a face să pătrundă elemente ce țin de literația media într-o disciplină și eu pătrundere, să zicem. De ce folosesc pătrundere? Că m-am uitat în DEX la un moment dat să văd care sunt definițiile termenului și una dintre semnificațiile, să zicem, metaforice este asta, a pătrunde. Deci, faci să pătrundă, da, niște competențe care oricum ele există acolo formulate de documentele regulatoare. Dacă e să mă gândesc la disciplina limba și literatura română, competențele media sunt aproape aceleași cu competențele pe care noi ar trebui să le dezvoltăm conform programelor școlare. Diferența e că pentru a realiza această întrepătrundere e nevoie de niște conținuturi care sunt specifice educației media. De exemplu, dacă vreau să dezvolt capacitatea copilului de a înțelege ce este acea libertate de exprimare, va trebui să folosesc conceptul în sine care nu ține
neapărat de disciplina limba și literatura română, ci de educația media. Dar o pot face foarte simplu, profitând de faptul că programele școlare presupun dezvoltarea competenței de înțelegere a textului. Și în fond la disciplina limba și literatura română mergem pe comprensiune și pe interpretare, de înțelegerea textului literar și non-literar. Și atunci, cum pot mai bine să vorbesc despre libertatea de exprimare decât propunând elevului să citim împreună un articol anume din Constituția României, care vorbește tocmai despre această libertate de exprimare. Decriptez textul non-literar, dar mă duc, fac un pas și spre educația media. Și iată, s-a făcut infuzarea, s-a făcut Exact. ceaiul, da? Ceaiul acela cu Exact. foarte multe arome, foarte multe lucruri bune pentru gândirea noastră critică. Exact, și dacă ai zis gândire critică, scuză-mă că te întrerup, gândirea critică se produce prin mânuirea linguriței. Că acum, în timp ce vorbeai tu de arome, mă și vedeam cana de ceai și mi imaginam că e nevoie de o linguriță care să omogenizeze totul și lingurița asta cred că poate fi și profesorul care ar trebui să aibă acea capacitate de a produce mixtarea competențelor, știi? Vorbești cu pasiune despre această infuzare și pentru că tu ești parte foarte importantă din călătoria, de fapt, a programului, cum s-a construit acest program și cum a ajuns acest program. Vreau să te întreb pe tine personal, pe doamna profesoară, care a fost momentul acela de aha când ai zis vreau să duc la clasă? Când a fost asta? A fost în cadrul unei întâlniri, înainte de a vorbi mai mult cu fetele de la CJ despre asta, atunci când a organizat pentru profesorii din primul proiect o întâlnire la Bușteni, mi-amintesc, și a organizat un fel de program de formare în care a existat un exercițiu cult, să zicem, pentru ceea ce înseamnă educația media. Cei care au urmat programul știu că e vorba de exercițiul cu pui, și tu știi că e vorba cu acest exercițiu. Era un exercițiu în care intrai în rolul jurnalistului, era în fond un soi de joc de rol, îți imaginai că ești într-o redacție, că primești niște informații de pe teren și informațiile acelea trebuie să le valorifici, să scrii o știre. Repede înainte, că înțeleg că așa se lucrează în media. A fost un joc interesant, pentru că noi, profii de română, nu eram doar profi de română acolo, dar eram într-o grupă cu profii de română, ne-am încercat să facem totul ca la carte, așa cum învățăm pe copii, frumos, introducere, prins, încheiere, eventual să mai și ficționalizăm. Sigur, a fost foarte bună încercarea noastră de a ficționaliza pentru a spune așa nu, pentru a ni se spune așa nu. Dar ăla a fost momentul în care, după ce sigur ni s-a dat feedback-ul și ni s-a explicat ce nu funcționează în ceea ce am produs noi, a fost momentul în care am conștientizat că, da, uite, un exercițiu de acest gen e foarte bun la clasă, pentru că e, nu, metoda a învăța făcând, da, ține de principiile învățării experiențiale, am fost puși într-o experiență, într-o situație dintre aceasta care a trebuit să ne producă un declic. Deci ăsta a fost un exercițiu în care mi-a zis, da, ăsta trebuie să-l duc la clasă și să fac orele despre textul jurnalistic și despre orele de redactare de texte diverse, valorificând exercițiul ăsta. Bun, și ai decis tu la momentul respectiv că vrei să duci acest exercițiu la clasă. Vreau să te întreb, cum a început să se schimbe felul tău de a preda, de a pregăti orele? Cum s-au schimbat lucrurile în clasă? Înainte de clasă s-a întâmplat în mintea mea, s-a schimbat în mintea mea. De ce? Era vară, îmi amintesc asta, era vacanța de vară și vacanța de vară, în general, profesorii au timp să se gândească la ce vor face deosebit. Ai timp pentru a descoperi resurse, să zicem. Și mi se întâmplă adesea că în momentul în care învăț ceva nou, resursele să vină spre mine. Și așa am descoperit o carte cu benzi desenate, în care personajul e Red. De fapt, personajele sunt din Angry Birds, da? Din celebrul joc și film. Și una dintre benzile desenate se numea Red și pasărea care a strigat lupul.
Și avea ca temă experiența de jurnalist a lui Red, care, dornic să atragă atenția asupra jurnalului său, convins că jurnalistul are un rol important în atragerea resurselor financiare spre ziarul la care lucrează, a început să exagereze în știrile lui sau să inventeze știri în jurul unei informații care nu avea nicio relevanță în context. Iar finalul benzii desenate era destul de provocator, în sensul în care atragea atenția asupra importanței jurnalistului și a faptului că jurnalistul are un rolul de a informa oamenii și că e un rol pe care trebuie să cumva să și-l ducă la bun sfârșit cu demnitate. Cel puțin asta am dedus noi la clasă, pentru că evident am folosit resurse la clasă ulterior. Foarte bună banda desenată, m-am și mirat așa că a căzut în mâinile mele și am spus, bun, asta e o altă resursă pe care pot să o folosesc la clasă, în abordarea textului literar multimodal, pentru că deja vorbim de texte multimodale în școală, și de aici să fac un pas înspre ceea ce înseamnă jurnalism, mult ce înseamnă o știre și să fac și exercițiu cu puiul. Deja se legau cumva lucrurile. Deci ăla a fost momentul în care am zis, da, trebuie să duc la clasă mai mult. Pe urmă, pregătindu-mi materialele pentru școală și începându-mi să-mi elaborez planificările, îmi veneau așa idei. Ce ar fi să schimb textul ăsta pe care lucrez eu de mai multă vreme cu un altul care mi-ar permite să vorbesc despre cenzură, să zicem. Sau ce ar fi dacă în abordarea comediei o sare pierdută o să schimb demersul și o să încep cu fragmentul din articolul lui Cațavencu, care chiar se deschide piesa. Pentru că nu e întâmplător Exact. că articolul, piesa, comedia se deschide cu un fragment dintr-un articol. Și ce ar fi dacă aș vorbi despre Cațavencu, ca despre un om care își înființează un ziar cu un anumit scop? Și asta m-a dus să vorbesc puțin despre rolul mass media și despre ceea ce se află în spatele mass media. Și sigur, una dintre întrebările cheie e de ce un om, un avocat, care da, are niște planuri politice, își dorește să înființeze un ziar. Ce vede el în ziarul acesta, pentru ce vrea să-l folosească și pentru ce îl folosește. Și așa discuțiile la clasă, pentru că evident că și acest plan l-a dus la bun sfârșit, discuțiile i-au făcut pe elevi să fie mult mai receptivi la ceea ce presupune un text clasic sau clasicizat. Odată ce începi să iei cu lingurița educație media sau să mănânci educație media pe pâine, cum s-ar zice, deja începi să respiri educație media. Și Ești infuzat tu însuți, știi? îi infuzez, dacă vrei, Da, trimiți da. aceste informații și către cei din jurul tău, pentru că vorbeai de elevi și de reacția lor. Hai să mai povestim un pic. Care au fost reacțiile? Au fost surprinși că se discută așa ceva la ora de limba și literatura română? Au fost surprinși pentru că nu mai făcusem asta, mă refer la cei din clasa 10-a. Cei de-a noua au fost surprinși pentru că abordarea la disciplina limba și literatura română diferea de abordarea din clasa 8-a. Șansa mea a fost că nu am avut niciun elev dintre a noua în clasa 8-a, deci nu ne cunoșteam cumva și cumva cred că au perceput tot ce făceam împreună cu ei ca ceva firesc. Dar, firesc, dar surprinzător totuși. Pentru că la finalul anului, în anul în care am început așa să infuzez masiv la orele de limba și literatura română, am avut două clase
a noua, cu elevi de la specializarea matematică informatică. Între timp au absolvit liceul și au rămas cu tot ceea ce am făcut începând cu clasa noua. Ei, la finalul clasei a noua le-am dat un fel de fișă de feedback în care am cerut să-mi spună cu ce au niște idei importante care au rămas în urma orelor de limba română, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut și majoritatea ideilor cu care au rămas veneau din zona educației media. Îmi amintesc că acela a fost momentul în care am început să folosesc și o aplicație pe care tot de la CJI, despre care tot de la CJI aflasem, vorba de VideoAnt. O aplicație care îți permite să adnotezi videoclipurile existente pe YouTube. Și într-o unitate de învățare din clasa noastră, spre finalul semestrului, al doilea, că era încă semestre, am lucrat pe un text din Mircea Dinescu, How, care era în manualul editurii Humanitas pe care îl foloseam, și în care una dintre, să zicem, motive era cenzura din perioada comunistă. Și asta mi-a permis să mă duc spre piesa celor de la Paraziții, Jos cenzura, pe care am încărcat-o pe VideoAnt și am formulat niște întrebări care voiam să îmi demonstreze că elevii au învățat pe parcursul anului multe despre ceea ce înseamnă libertate de exprimare și despre ce înseamnă decodarea mesajelor. Și vreau să spun că răspunsurile elevilor au fost senzaționale, pentru că probabil îți amintești, în textul celor de la Paraziție se face referire și la drepturile din constituționale, e și un insert cu Larry Flint care vorbește despre libertatea de exprimare. Foarte bun videoclipul pentru ceea ce a însemnat pentru mine un fel de evaluare altfel a competențelor elevilor mei. Și cred că și asta i-a șocat atunci că trupa Paraziții ajunge să fie folosită ca suport pentru evaluare. Pentru că ajungem spre finalul discuției noastre, vreau să te întreb, de ce crezi că este important să ducem în orele de limba și literatura română conceptele de educație media? Pentru că dacă e să mă gândesc la definiția media sau la ceea ce este media astăzi, literatura, sigur, nu așa cum o înțelegeam noi acum câteva decenii, literatura e ea însăși un mijloc de transmitere a unor informații, dacă știi să citești cumva printre rânduri. Dar nu o să mă opresc aici la explicația mea. Cred că aduce elemente de educație a media în orele de limba și literatura română e o obligație, pentru că ce altceva presupune această oră decât formarea gândirii critice la elevi și crearea unui tânăr care să facă față provocărilor lumii în care trăiește, pentru că trăiești într-o lume în care trebuie să decodezi. Fie că decodezi mesaje scrise, fie că decodezi reprezentări iconice, să zicem, fie că trebuie să decodezi gesturile cuiva. Până la urmă, când vorbim de disciplina limba și literatura română, trebuie să ne gândim la ceea ce înseamnă ea la nivelul documentelor. Vorbim acolo de limbaj verbal, non-verbal și paraverbal și evident că, simte voi așa să explic de ce mă refer la gesturi, gesturile trebuie înțelese pentru a putea înțelege mesajul din jurul lor și mesajul transmis de ele. Cred că orele de limba și literatura română au șansa de a permite numai infuzarea elementelor media, ci și deșteptarea unei conștiințe față de, zicem, adevăr. Pe mine asta mă sperie cel mai mult, faptul că nu mai suntem conștienți că ceea ce citim trebuie să
ne deștepte așa un semn de întrebare și să ne spunem, oare adevărat ce citesc? Oare e credibil? Trebuie să cred ceea ce citesc? Oare autorul, că nu una dintre întrebările clasice despre limba și, la orele de limba și literatura română, se crede că este, oare ce a vrut să spună autorul? Oare autorul a vrut să spună ceea ce a spus? Cred că limba și literatura română e disciplina care e făcută să te formeze, chiar dacă, da, uneori privind-o ne gândim doar la examenele de bacalaureat sau de evaluare națională. Obișnuia un profesor de română cu care am colaborat să spună, știi, limba și literatura română este regina tuturor disciplinelor școlare. Da, limba și literatura română este o disciplină, celelalte sunt obiecte de studiu. Și tind să cred că da, dacă știi cum să mânuiești tot ce înseamnă competențe și conținuturi din programele școlare, poți să demonstrezi că disciplina asta e chiar o regină. Ați ascultat un episod din podcastul realizat în cadrul programului Predau Educație Media, Laboratorul pentru Educație și Cultură Media. Acest proiect este derulat de Fundația Centrul pentru Jurnalism Independent, în parteneriat cu Norsensus Media Forum și Asociația Rădăuțul Civic, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, prin granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE și norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații, accesați www.eeagrants.org.